9 iunie contează mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat. Alege Transilvania! Urmărește Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție am ales-o alături de mine pe doamna Delia Corina Călăcean, care este reprezentanta partidului USR și ne cere votul și încrederea pentru a deveni prima femeie primar al orașului Șimleu Silvaniei. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne vedem și vom începe un pic cu o scurtă prezentare a dumneavoastră despre cariera și experiența noastră pentru cei care încă nu vă cunosc. Aveți 47 de ani, sunteți șimleoancă de origine, da. A studiat administrația publică la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În urmă cu 5 ani v-ați întors la Șimleu după ce ați lucrat în mai multe țări, precum Germania, Austria, Coreea de Sud, în căutarea unui trai mai bun, ca de altfel a multor altor români și șimleoani. Din martie 2022 sunteți consilier local USR. Da. Și acum întrebarea care sparge gheața... De ce e o opțiune mai bună USR pentru Șimleu Silvaniei decât PNL? Cred că e o opțiune mai bună pentru Șimleu Silvaniei, deoarece din istoricul, din ultimii ani de democrație în orașul Șimleu Silvaniei, de 24 de ani, anul acesta, Șimleul are o conducere penelistă. Sau de anumite forme trecătoare a PNL-ului. Ce se vede... Ce se vede eu, care am fost plecată atâția ani în căutarea unui trai mai bun, pentru că așa este că noi, cei mai simpli, avem nevoie să ne căutăm un trai mai bun și opțiunea mea a fost la un moment dat, am mers în străinătate. Ce se vede este următorul lucru. Sub administrarea PNL-ului, Șimleul ar fi trebuit, a stagnat, deși ar fi trebuit să-și ia un avânt în 24 de ani mult mai vizibil. În Șimleu Silvaniei, optic pentru cel care trece acum, este un trecător, este un turist în orașul nostru. Dar cine vă referiți? Pentru oricine care trece prin acel oraș, orașul arată dezolant. Cum, n-a înflorit Șimleu Silvaniei? Nu prea a înflorit Șimleul. Deși ar fi trebuit să înflorească, din păcate a scăzut. Principalul motiv este scăderea demografică, pentru că cei, exact ca și mine, care sunt cu posibilități să muncească, nu au unde să muncească în Șimleu. Și atunci au ales calea străinătății, au plecat la studii la Oradea, la Cluj, nu s-au mai întors pentru că nu există locuri de muncă și fabricile care au fost cu locuri de muncă, încet, încet, și datorită economiei mondiale și conjuncturilor economice, au plecat și locurile de muncă în Șimleu sunt marea majoritate la stat și un 25% la privat, ceea ce este foarte puțin și nu oferă șimleoanilor posibilitățile de dezvoltare. Și atunci dumneavoastră de ce ați lăsat traiul mai bun și opțiunile mai bune de afară ca să vă întoarceți fix acasă cu lipsurile, neajunsurile și tristețile? Așa a fost conjunctura vieții. Nu am ales neapărat să mă întorc acasă, dar m-am întors la o vârstă în care... Exact așa cum zicea Revreanu, te cheamă glasul pământului. Eu mai am încă doi frați care și ei au ales calea străinătății și ei sunt plecați. Și am avut... aduceți acasă dacă cred că nu. Șimleu... Cred că nu. Nu? Nu, pentru că ei și-au format viața lor acolo unde sunt plecați și nu cred că opțiunea, dacă eu voi fi primar, îi voi aduce acasă. Nu se știe niciodată. Dar nu se știe niciodată. Poate vor veni nepoții mei la un moment dat. Poate. Așa, și am ales să mă întorc, pentru că așa a fost conjunctura și am doi părinți care sunt deja la o anumită vârstă și au nevoie de un sprijin aproape. Iar să vii din alte capete de lume la nevoie e cam greu. Asta a fost unul din motive. De ce Șimleu Silvaniei? Pentru că sunt șimleoancă, acolo am studiat, acolo mi-am făcut școală, acolo am prietenii, acolo am relațiile, acolo e unde mă simt eu acasă. Am locuit și în Oradea, am studiat și în Cluj, dar acolo sunt doar un simplu străin care își caută locul. Locul meu și probabil al multora de generația mea,
la 40 de ani este acasă, acolo unde ai rădăcinile. Asta a fost unul din motivele pentru care am rămas în Șimleu, deși puteam pleca. Am lucrat și înainte în alte orașe, că așa a fost conjunctura, dar mi-ar fi plăcut probabil să lucrez în Șimleu mai mult. Deși primii mei ani de experiență de muncă i-am făcut în Șimleu. Ok. Pentru cei care nu vă cunosc, ce hobby-uri sau ce pasiuni are Delia Călăcean? Delia Călăcean îi place să citească. Ce anume? Sau aveți de toate. Preferințe? Deci nu am așa preferințe. Sunt un consumator de literatură fervent. Am o bibliotecă, cărți în limba română, cărți în limba engleză și foarte multe cărți în limba germană. Pentru că sunt și un vorbitor fluent din germană și am prins gustul acelei limbi, care este foarte frumoasă. Și acea bibliotecă minunată m-a întrebat nepotul meu dacă cui o să o las. Și lui îi place să citească, am transmis mai departe, zic, ție îți voi lăsa moștenire această bibliotecă. Pe lângă asta, mie îmi place foarte mult să lucrez în grădină. Cine deci grădinărit. Crede? Da, grădinărit. Exact, grădinărit. Părinții mei au, cum spun eu, o moșie, unde avem livadă și grădină și îmi plac toate muncile de acolo și acolo mă simt eu bine și relaxată și deconectată de tumultul societății. Și cum vă destresați atunci când ceea ce vedeți în politică vă dezamăgește sau vă nemulțumește? Mă duc în acea zonă unde nu am nici semnal la telefon și îmi fac treaba în grădină ce este. Acum, ce să spun, că plivitul mă relaxează? Da, mă relaxează! O e o terapie! Bun, să discutăm puțin despre realizări și despre obiectivele pe care vi le-ați atins. Din punct de vedere profesional, ați putea să ne spuneți, sau mă rog celor care ne privesc, câteva realizări importante pe care le-ați adus la locurile de muncă pe care le-ați avut? Nu le-aș numi chiar realizări. Să spunem obiective, împliniri. Le-aș numi împliniri, da. Am lucrat, oriunde am lucrat, am fost o persoană care s-a implicat să-i ajute pe ceilalți. Am fost cumva protectoare pentru că am lucrat în România în firme, în mediul internațional, în care conducerea... Multinaționale, da, în care conducerea era... Nu erau români, erau de alte naționalități, angajații români, și atunci am ales să fiu tamponul care îi protejează pe ai noștri. Așa am fost eu. Și chiar dacă am plecat din acele firme, oamenii care au lucrat acolo sub mâna mea și sub responsabilitatea mea, ani de zile, acum... E așa și ca o mică laudă, au de zile m-au întrebat, dar nu veniți înapoi? Este foarte greu să le explici oamenilor că nu te poți întoarce înapoi, de unde ai ales la un moment dat să pleci pentru altceva mai bun sau nu știu cum a fost conjunctura momentului, dar îți rămâne așa un sentiment foarte bun când oamenii te-au apreciat și îți duc dorul. Da. Ar putea spune asta nu foarte multă lume, că eu pot să spun angajații asta și, duc dorul. Și chiar mă bucur. Începuturile mele în muncă, deși am terminat administrație publică, de vreme, înainte de 2000, am fost a doua sau a treia generație de administrație publică la Babeș-Bolyai, nu erau prea multe locuri în administrația publică și la momentul respectiv administrația publică era un fel de amestec dintre vechea administrație publică de dinainte de 90. Deci cu aceiași oameni încercau să se remodeleze și să se reprofileze pe cerințele deci administrației, da, administrației publice de după anii 90 în democrație. Nu, prima mea ofertă și a fost chiar întâmplătoare. A fost la firma germană care a deschis în Șimleu fabrica de încălțăminte ARA. Ei aveau nevoie, deci chiar a fost întâmplător. Eu m-am dus cu altcineva să fac suport moral la interviurile de angajare și au venit și au întrebat, vorbește cineva engleză? Da, eu. Veniți, vă rog, înăuntru. Da, v-ar place, așa de om avem nevoie, vom deschide, avem nevoie de mână dreaptă pentru cel tehnician de origine germană, pentru că nu se poate înțelege cu muncitorii, am vrea pe cineva care efectiv să stea lângă oameni, să-i traducă, fie un tampon. Să fie un tampon, deci totdeauna să fie un tampon. Zic ok,
De acolo am început de jos. Am făcut și magazie, am purtat și halat de producție, nu mi-a fost rușine. Da, dar și în politică ați început tot de jos. Tot de jos și politică. Așa, și acum ați intit sus. Da, și am ajuns, începând de la responsabil de resurse umane, planificare de producție, responsabil de tot ce se întâmplă în respectiva firmă, am fost eu. Mi-a plăcut. Într-adevăr, lucram cam mult pentru vremea aia, cam 10 ore pe zi și la nevoie, sumă, da, așa, dar a fost ok. Probabil că mediul în care am lucrat, fiind un mediu internațional, m-a atras mult mai tare decât să mă întorc sau să mă duc în administrație, deși am avut oferte de la fostul primar din anii 2000, venea la noi la firmă și totdeauna zicea, nu vrei să vii la noi la primărie? Domnul primar, cam cât? Cât este plata? Știam cât este și era pentru un tânăr la început în viață destul de puțin. Și acum credeți că o să câștigați mai bine de când s-au tot majorat salariile primarilor? Nu. Deci, bine, eu mă refer la faptul că și tânăr îți alegi niște opțiuni ca să-ți poți construi un drum în viață, să ai o locuință, așa, te gândești cam cât voi câștiga ca să-mi pot face toate acestea. Și acum v-ați gândit cât acum câștiga? Deja am ajuns la o vârstă mai matură în care am ajuns la concluzia că nu neapărat câștigul material contează, ci să ai tu liniștea ta, să fii împăcat cu ceea ce faci, să-ți placă ceea ce faci, să fii implicat cu adevărat în ceea ce faci, să nu fii, cum aș spune eu, de fațadă și să te gândești că este ceva trecător. Eu la vârsta mea nu mă gândesc și nici când mi-am depus candidatura nu m-am gândit că e o fază, e ceva trecător. Nu mai am vârsta respectivă, am o vârstă la care mi-e coaptă opțiunea. Ok, și vă place să faceți politică? Da. Vrând nevrând m-a prins. Îmi place să fac politică. Prima femeie care va ocupa fotoliul de primar la orașul Șimleu Silvanie este o dorință și o ambiție personală sau este mai mult de atât? Nu pot să-i spun că este o ambiție personală, că nu mi este ego chiar atât de mare. Mă gândesc în felul următor. În orașul meu, toți candidații până acum au fost bărbați. Niciodată nu a fost o femeie. În Consiliul Local, mă gândesc, foarte puțină opoziție am văzut din partea celorlalte partide, mă gândesc că fac o opoziție activă și sunt destul de implicată să duc în Consiliu problemele cetățenilor. Sunteți vocală, să înțelegem. Da, dar nu sunt vocală... Verbal, da, adică să atacați. Adică pe lucruri, pe fapte, pe legalitate și pe așa mai departe. Și sunt vocală mai mult când cetățeanul este defavorizat pentru dubla măsură. Deci acolo nu... Și de ce credeți că s-ar putea schimba la Șimleu Silvanie culoarea galbenă cu o femeie? De ce să nu se poată? Asta depinde de opțiunea alegătorilor. Au votat 20 de ani galben. Într-adevăr, acum, în ultimii 2 ani, începe orașul să se miște, să-și schimbe puțin fața. De ce? Pentru că există o mare oportunitate, Planul Național de Redresare și Reziliență, în care toate primăriile au încercat să depună proiecte și au depus proiecte pentru atragerea de fonduri. Pentru că la noi în oraș bugetul este destul de slab. Datorită populației. Datorită populației, datorită faptului că scade constant în fiecare an numărul angajaților. Firmele mai mari care există, că nu mai putem să zicem că avem firme contribuabili, mari, să spunem. Avem firme medii, exact. Și atunci, normal că trebuie să încerci să beneficiezi de aceste fonduri ca să ridici puțin orașul din zona gri în care a fost. Trebuie să recunosc că este meritul actualei administrații că a încercat și s-a luptat să depună să atragă aceste fonduri, pentru că este o oportunitate care oricare primar, eu cred că ar fi accesat-o. Bun, să vorbim un pic, doamna Călăcean, și despre proiectele, planurile și perspectivele pe care le aveți. Da. Ce tip de primar vă doriți să fiți? Doresc să fiu un primar foarte aproape de toți cetățenii, indiferent de stratul social, indiferent de vârsta care o au. Și credeți că va fi ușor de realizat acest lucru? Nu, este foarte complicat. Nu este foarte complicat, trebuie doar să fii dedicat și să fii pregătit, să-ți pregătești de fiecare dată temeinic
toate documentele care tu dorești să le propui, de exemplu un consiliu, ideile, să încerci să angrenezi prin bugetare participativă locuitorii orașului, adică dacă tu îi angrenezi ca și primar sau consiliul local, dacă tu angrenezi locuitorii orașului, cu alt sentiment vor veni la administrația locală. Da? Alt sentiment vor avea când vor fi băgați în seamă, când oamenii care conduc orașul, respectiv aparatul de specialitate a primarului, primarul prin aparatul de specialitate și consiliul local, au altă implicare față de cetățean. Pentru că sunteți acolo în interior, da, din postura de consilier, da, local, vi s-a părut că oamenii n-au avut acces la o comunicare? Vi s-a părut că le-a lipsit empatia, suportul, sprijinul, nu știu, ascultarea? Puțin, ascultarea puțin, da. Pentru că există cetățeni care au mers cu diferite probleme la primărie. Și s-au întors cu ele? Și sunt încă tot cu aceleași probleme nerezolvate, unele lucruri mărunte, unele lucruri mai importante, pentru că încă noi la Șimleu mai avem oameni care încearcă să-și ia titlurile de proprietate pe imobilele pe care ei plătesc de mulți ani impozit. Și ce împiedică să-și rezolve problema? Se cer anumite hârtii în plus. Am în altă birocrația? Parte nu se cer. Birocrația, așa. Okay. În Consiliu vine foarte puțină lume, deși ședințele de Consiliu sunt publice. Foarte puține probleme ajung pe masa consilierilor, cu toate că se fac hârtii și adrese către primăria și Consiliul Local. Nu știu, pe undeva se pierd se prin pierd? Instituție. Da, pe undeva se pierd prin instituție. Inclusiv faptul că Consiliul Local a fost parte în procese și nouă nu ni s-a spus. Domnilor, dar Consiliul Local este parte în proces, este părât. Nu ar fi trebuit să știm și noi, ca să vedem și noi ce poate cale vreau de rezolvare există. Probabil. O fi și asta o soluție. Eu cred că este o problemă de comunicare, este o problemă de management intern a instituției respective. Eu așa zic. Bun, și din ce am văzut. Din ce ați văzut masă și din așa. Ce ați simțit la cald. La cald. Dacă veți ajunge președinte, adică, mă rog, dacă veți primar, practic, al orașului, da, Șimleu Silvaniei, cum credeți, noastră, că veți reuși să asigurați partea aceasta de management performant, partea de comunicare, din perspectiva unui tampon, dacă tot ăsta era la motivul, da, emisiunei noastre, așa, între Consiliul Local, care, mă rog, va avea diverse culori. Da, da? Sper să aibă și, cât mai multe și culori. Și cetățeanul, care el săracul, nu are nicio culoare, dar are probleme și neajunsul și nevoie. Multe dintre aceste probleme se pot rezolva cu un program mai, mai riguros, okay, în care tu, ca primar, îți manageriezi instituția respectivă, în special aparatul de specialitate, adică a primarului. O prioritizare mai bună, da, a activității. Exact. Felul cum gestionezi relația cu Consiliul Local, pentru că toată proprietatea orașului este în administrarea Consiliului Local, dar ar trebui ca cei pe care tu, ca primar, ai nevoie de sprijinul lor în anumite proiecte, ar trebui să ai puțin, cum să spun eu, respect. Să-i informez în continuare cu parcursul acelor proiecte, inclusiv să faci publice parcursurile acelor proiecte. De aceea avem un site a primăriei, de aceea avem pagină de Facebook oficială, în care tu trebuie să informezi toți pașii acelui proiect. Și care e motivul pentru care militați pentru a digitaliza primăria și spuneți că asta ar trebui să fie o prioritate? Ar trebui să fie o prioritate pentru că încă nu există, din câte am înțeles, un server comun, da? În care cel din biroul X poate să vadă ce a lucrat colegul și ce a încărcat în acel server. Poate nu trebuie să vadă. Ca asta să nu, era ca și să ideea. Nu deschidă ușa, să se ridice, da, de birou, să deschidă ușa, să meargă, să-l întrebe pe cealalt coleg ăla, să se uite, stai că stai 5 minute până îți dau documentul și așa mai departe. Da, știți că nu trebuie să stai mult timp la birou, că dăunează sănătății și atunci, da, trebuie să te plimbi puțin. Eu nu sunt chiar de părerea asta, ar trebui să fie o transparență în momentul respectiv. Ar trebui să ai un abonament plătit la Legis,
pentru toate birourile, că toți angajații primăriei au nevoie de ultimele actualizări legislative. Asta este una. Și nu aveți în acest moment? Nu mă pronunț pentru că... Ok. Așa? Nu, mă înțeles că nu este. Ar trebui o ședință săptămânală în stil... cum se fac la toate firmele. Avem ușile deschise. Nu, avem o ședință săptămânală de lucru. Da? Cu toți șefii de servici, ne punem toți frumos la o masă. Care sunt prioritățile săptămânii acesteia? A, o agendă de lucru săptămânală. O agendă de lucru. Okay. O agendă de lucru săptămânală. În următoarea săptămână, la următoarea ședință, dragii mei, câte din cele am discutat săptămâna trecută au putut fi rezolvate? Sau cum pot să fie rezolvate? Poate că un brainstorming din acesta de la fiecare serviciu din cadrul primăriei aduce niște idei de rezolvare mai rapide și mai bune. Da. Sunteți de părere, doamna Călăcean, că vă citez. În România, dacă nu ești de altcuiva, dacă nu ai un sistem bun de pile și relații, ești tratat cu dublă măsură. Ți se fac promisiuni deșarte și ai mai puțin acces la beneficiile statului. Închei citatul. Câte pile și relații trebuie să ai în șimleul Silvaniei ca să reziști și ce propuneri concrete ați avea ca să schimbați acest lucru? Deci, în șimleul Silvaniei, acum, la momentul actual, există o deschidere, probabil este și campania electorală și fiecare vot contează, da. Există o deschidere spre cetățeni, spre a fi ascultați. A, acum doar contează? Acum. Okay. Până pe data de 9 iunie? Probabil. Okay. Până acum, știu cazuri concrete, dubla măsură a fost de felul următor. Deci aveți dovezi în acest sens? Bineînțeles. Okay. Există și dovezi publice în ședințele de consiliu unde am ridicat problema. Închirieri locuri de parcare într-un anumit cartier față de celălalt cartier. Un cartier, că așa e la noi la Șibleu, sunt oameni mai simpli, într-unul, pentru că a fost construit mai târziu, sunt simpli oameni, dar mai puțin simpli, zic eu. Poate că greșesc, nu aș vrea să fac o discriminare. Așa. Prima dată când tu te-ai gândit ca administrație locală să închiriezi locurile de parcare rezidențiale, ai pus o taxă de participare de 100 de lei. Ai venit 4 luni mai târziu, 4 luni mai târziu și ai pus o taxă de pentru ceilalți ai pus o taxă de 180 de lei. Nu este normal. Ori avem aceeași măsură, ori nu. Alegerea blocurilor care... Și cum s-a justificat diferența? Se dau bani înapoi, oricum nu mai contează. Ah, ok. Deci oricum acei bani se restituie. Mă gândesc că nu era corect, ok? Nu era corect, dar se restituie. Mai aveți și alte exemple? Da, mai am și alte exemple. Sunt oameni care au depus bani, participarea proprietarilor, tot la blocuri, pentru celebrele proiecte de reabilitare energetică a blocurilor. Ok. Dinainte de programul PNRR, în care 20% era participarea cetățenilor și restul de 80% a primăriei, UAT-ului și a statului, mă rog, prin fonduri guvernamentale. S-au strâns acei bani, s-au depus în conturile primăriei, dar au trecut 3, 4, 5 ani până așa, deși se știau că acele proiecte nu se mai duc la bun sfârșit, pentru că practic nici nu au fost începute, au fost făcut doar cel mai mic pas de început, se știa că nu se vor mai fi făcute. Și acum ce se întâmplă cu acei bani? Păi la insistențele mele, foarte multe insistențe, au dat banii înapoi oamenilor. A, deci a trebuit să vină un om ca să da. Oamenii să-și păi, primească banii? Da, de asta spun, că dacă nu ești de al cuiva, au plecat. Okay. Oamenii au fost oameni simpli care au mers în repetate rânduri la primărie, în audiență, au expus problema. Puteau să dea și primăria în judecată ca pentru această speță. Avem oameni de treabă în Șimleu. Ok. E bine. E bine. Bun, înseamnă că au răbdare șimleuanii. Și mai este o foarte sensibilă speță. Cazul atribuirii apartamentelor sau locuințelor ANL. În fiecare an există o listă de priorități în care oamenii își fac dosarele, acele liste se socotește punctajul, lista de priorități este făcută, există un clasament. Da. Și mi se pare aberant ca să vezi pe poziția 10, mamă cu doi copii sau cu copil singur, și pe poziția 2, tânăr care nici nu lucrează în Șimleu, da, îți permite legea să aibă pe o rază de 30 de kilometri, până știm toate cerințele, dar tu cum ai socotit
mama singură cu copil pe săfină în spatele celui care a lipit afișe. Cine ați ridicat această întrebare? V-a răspuns cineva? Da, și? Că și punctajele acelea tehnic contează, dar trebuie luat și din punct de vedere uman și analizat cazul respectiv, acelui care depune cerere pentru locuința în ele. Și răspunsul pe care l-ați primit a fost că? Am analizat tehnic. A, tehnic. E, bun. Doamna Călăcean, considerați că, vă citesc din nou, dacă nu deții apartenența politică la cei care dețin puterea, nu contezi ca și cetățean. Închei citatul. Da. Și credeți cu tărie că orașul dumneavoastră, natal Șimleu Silvaniei, a ajuns, vă citesc din nou, un obiect de interes al clanurilor politice mari. Închei citatul. Sunteți conștientă de forțele politice cu care vă bateți pentru a ocupa fotoliul de primar al orașului Șimleu Silvaniei? Sunt foarte conștientă de ele. Și? Le-am și văzut în acțiune, acum în campanie. Nu dormiți liniștită? Că spuneți că e important să dormiți liniștită. Pentru că mai am încredere în acel votant care votează nu de frică, se votează de frică. Nu pot să dau votul acolo că mă știe și după aceea face necaz. Adică la Șimleu se votează de frică? Am impresia câteodată, da. Ok. Mi s-au spus și acum, degeaba te zbați pentru că... A, deja v-au spus. Da, e bună, deci degeaba te zbați că știi cum merge treaba, citești, știi cum merge treaba, bă, te îngroapă dacă nu faci aia. Așa se votează chiar dacă tu, probabil, adică ei, mă gândesc că mulți dintre ei în ținea lor ar vrea altceva, votează, pe tăi, hai să-l votăm pe ăsta că și așa tot el iese, sau pe celălalt că a mai fost și vot contra în 2021, a fost un vot anti-PNL datorită fostului primar care nu-i mai pomenim istoricul, a fost un vot anti-PNL și s-a dat la candidatul PSD care este venit tot din rândurile PNL, adică în numai familie, o țară s-au mutat dincolo și au schimbat culoarea, iar toți care sunt în spatele lor sunt aceiași oameni. Și acum credeți că se care va au plecat tot dintr-o vot? Parte în alta pentru interese. Credeți că acum se va da tot așa un vot anti-PNL? Eu sper că nu, eu sper că totuși lumea s-a maturizat și va da un vot pentru interesul Șimleului, pentru că este acaparat și s-a văzut că a fost acaparat. Toată lumea a văzut că a fost acaparat. Și aveți dovezi din moment, când ziceți asta. Da, din moment ce învățământul este acaparat, da? Din moment ce sănătatea este acaparată. Din ce perspectivă e acaparată? Păi, toți directorii de școală din Șimleul Silvaniei sunt consilieri locali. Ce, un lucru consilieri locali... Sunt și director de școală, dar ca director de școală au ajuns politic. Cunoaștem celebrele concursuri, dar au fost politic. Nimeni nu poate să nege să vede fără ochelari chestia asta. Ok, și legat de partea aceasta, cum spuneți dumneavoastră că merită altceva, afirmați public, vă citesc din nou, nici măcar cei care ar vrea să investească în oraș, să aducă locuri de muncă, nu au nicio șansă când administrația locală nu poate oferi mare lucru, în afară de intermedierea unui pressing asupra salarizării făcut tot de antreprenorii galbeni locali. Închei citatul. Cum comentați? Aș putea să comentez. Exact. Dar aș vrea să mă limitez cât de puțin, nu vreau să vorbeam să-mi fac dușmani sau să mi-i ridic. Tocmai v-ați făcut foarte mulți oricum. Da. Deci, unul plus sau minus? Unul plus sau minus mai contează. Corect. Sper să fim echidistanță. Poate vă votează. Eu sper. Ce se întâmplă în Șimleu Silvaniei? Pe lângă cei, cum am spus, angajați în diferite sisteme și instituții ale statului, restul forței de muncă este angrenat în trei firme mari acum. Mă refer mare, sunt peste 100 de muncitori. Una dintre ele, domnul, deci nu este nimic personal, domnul este implicat în politică, este momentan consilier județean, deține acea firmă care cândva a avut mult mai mulți muncitori. Și acum caz actual. În sediul fostei fabrici a venit o firmă de ambalaje, Ambro, aparține de o firmă română. O să mai dăm câteva nume de firme, este, deja o să... Îmi pare rău, dar nu țin să fac publicitate. Ok. În anunțurile inițiale, inclusiv au fost făcute publică,
venirea acestui investitor în Șimleu, inclusiv de către primarul actual. Adică anunțată cu surle și trâmbițe, așa? Așa s-a anunțat cu surle și trâmbițe. În anunțurile inițiale de pe site-ul acestei firme și de pe mediul online din Șimleu, de pe paginile de socializare, Facebook, da? Salariul inițial era de 5.000 de lei. Ok. Și problema care e, de fapt? Lumea aștepta, mă gândesc că era 5.000 de lei brut, că nu putea să, mă gândesc că nu era. A, nu se preciza dacă era brut sau net? Nu se preciza, da. Toată lumea aștepta și eu am fost întrebată, dar mai vine firma respectivă în Șimleu? Zic, măi, nu știu, că încă firmă nu și-au pus, n-am văzut anunțuri mari de angajare, da, la un moment dat au făcut, dar salariile au scăzut. Deci n-a mai fost 5.000. Probabil a fost... aveau o grilă de performanță. Da, aveau o grilă de performanță, dar au avut inclusiv discuții de genul, sunt la nivel de zvon, deci nu am nimic. Bun, și ce relevanță are asta cu are problemă? O relevanță pentru că unul din angajatorii locali a spus, dacă tu dai 5.000, păi trebuie să mă ridic și eu salariul muncitorilor și eu l-am de unde să dau. Ah, ok. Un conflict, să zicem așa, pe grila de salarizare. Cetățenii ar vrea să știe, doamna Călăcean, ați afirmat în spațiul public următoarele, vă citesc din nou. Suntem probabil unul din puținele orașe în care scaunul de primar s-a lăsat moștenire de la tată la fiu, înscăunat mult prea tânăr și neexperimentat pe acel scaun. Suntem în situația în care consilieri locali PNL s-au împrăștiat pe la alte partide pentru a candida de primar, pentru a fi siguri că vor avea orașul lor. Am depus jurământul de consilier local în martie 2022 și pot să spun că una din marile hibe ale conducerii primăriei este tratamentul discriminatoriu pe care îl aplică față de cetățeanul de rând. Spuneam public asta încă din august 2023. Vă închei citatul. Ce s-a schimbat de anul trecut până astăzi și ce sprijin pentru a putea schimba lucrurile la nivel de oraș aveți? Așa, am să încep de la partea de sfârșit cumva. Către început. Către început. Am mai explicat cu tratamentul discriminatoriu. Cealaltă parte este când consilierii PNL s-au împrăștiat în celelalte partide, așa și fost. Fiecare după opțiunile lui și după credințele lui și după bunul mers al lucrurilor. Nu? Da. Mi se pare puțin sensibil și nu vreau să folosesc cuvântul nesimțit. Acum v-a asumat tot ce spuneți. Ai fost ca și consilier de două mandate, consilier PNL, ridicător de mână și atât. Să vii, să te muți în cealaltă tabără că îți dorești să fii primar. Da, îți dorești să fii primar, dar arată-ne ce ai făcut ca și consilier în cei 8 ani. Numai asta ce ați făcut într-un mandat? Păi eu cred că am rezolvat destul de multe în acest mandat și am mai explicat câteva dintre ele și e un mandat scurt. E 2 ani și puțin. Și, încă... și într-un mandat de primar ce vreți să faceți? Vă răspund la așa, referitor la lăsarea scaunului ca moștenire. În 2020... Lumea sigur știe cum, s-a vacantat scaunul de primar. PNL. Vice, a rămas vicele cu prerogative de primar. Vicele cu prerogative de primar este, să mă rog, este tatăl primar. Coincidență sau? Nu cred. Așa și? Bun. S-au implicat forțe foarte puternice să se găsească, pentru că a venit hotărârea de guvern de alegeri parțiale, să se găsească noul primar de Șimleu. Nu știu, nu au găsit, nu a fost cineva mai vizibil dintre consilierii care deja erau. N-au primit CV-uri. Probabil n-a corespuns CV-ul și atunci s-a ales s-a ales o soluție. Știm ce soluție. Are prea mult iz de lăsare la tron. De ce? Nu știu. E așa mi se pare. Poate chiar are prerogative și, mă rog, poate chiar știe ce face. Adică nu înseamnă neapărat că fiind da, fiul mie cuiva, mi s-ar fi părut mult mai potrivit. Trebuie să punem o ștampilă, corect, că n-ar fi potrivit. Corect. Dar la momentul respectiv, da, acum deja a acumulat experiență, la momentul respectiv și din perspectiva CV-ului, adică ce ai muncit până acum în viață, mi s-a părut
neexperimentat și mult prea tânăr. Atunci, și acum cum vi se pare? Mai experimentat? Mai experimentat, dar tot tânăr. Nu, nu e de rău, e de bine că e tânăr și vrea să se implice în administrarea unui oraș. Chiar e de bine. Mă gândesc că pe viitor va fi, cu experiența acumulată, un administrator sau un ministru foarte bun. Mă gândesc. Ok, dar nu într-un alt mandat, pentru că la Bănescu acum îl vizați dumneavoastră. Da, eu vizez mandatul actual. Sperăm că lumea va și vota. Okay. Vor vota nu doar pentru considerentul că sunt femeie, dar dacă își doresc altceva, pentru că PSD-PNL a condus prin rotație și țara și localitățile, dacă își doresc altceva, chiar le cer votul să voteze altceva. Altceva ce? Eu. Concret, nu știu, care e, nu știu, viziunea, planul, foarte pe scurt, că ne apropiem deja de finalul emisiunii. Am înțeles. În primul rând, m-am spus, trebuie să existe o bugetare participativă, folosirea mult mai chipzuită a bugetului local, o transparență în luarea deciziilor, o consultare a cetățenilor în luarea unor decizii importante pentru oraș și pentru localitățile care ne aparțin. Și îmi doresc foarte mult să se termine și să luăm puțin la căutat acele concesiuni care nu sunt în regulă. Ce vreți să căutați acum, carul cu fân? Nu acum, că sunt vizibile și se știu și eu am ridicat problema lor. Doi la mână, avem o problemă foarte mare cu drogurile în oraș pentru consumatori tineri. Da, și dacă aveți o problemă cu drogurile, de ce nu-i căutați pe cei care le distribuie? Ca primar poți să accesezi acele instituții ale statului care vin să-i caute pe cei care le distribuie. Doar trebuie să le atragi atenția. Da? Ok. Pentru că tu, ca primar într-un oraș, ai datoria să le atragi atenția că la nivelul societății, în orașul tău, nu este în regulă. Și sunteți convinsă că dacă veți face acest lucru, veți deranja? Mă gândesc că da, și probabil unii părinți de copii vor fi fericiți. Ok. Pentru că acum nu cred că se este foarte multă fericită când află că copilul este consumator. Bun. Și asta ar fi principale minusuri acum, în prezent, în șimleul Silvaniei, sau mai aveți și alte minusuri pe care vreți să le corectați? Aș mai avea o idee, unii zic că e o idee mai grață, așa ca și mine, pentru că avem o problemă demografică, cum ziceam și la început. Da. Tinerii pleacă din oraș. Bun. Și nu se mai întorc. Și ce faceți ca să atrageți atunci populația în oraș? Una dintre ideile mele pentru a atrage pentru rămânerea lor în oraș, este ideea mea, pentru cei sub 30 de ani care se cățătoresc. Sunt și șimleoani. Și vor să aibă un drum în viață din proprietatea orașului, din terenurile proprietatea orașului, care trebuie identificate și transparentizate, să li se dea 5 ani. Vă faceți, uite aici, va fi cartierul pentru care noi dăm terenul, voi să vă faceți o casă. Cât gratis? Concesiune. Pe câți ani? 49. De obicei așa se face. Okay. Dacă ești la 30 de ani, sub 30 de ani, ai vrea o concesiune. Bun. Cât mai îndelungată. Care ar fi primul lucru pe care o să-l faceți dacă ieșiți primar al șimleului Silvaniei? Primul și primul lucru, după ce... După ce sărbătoriți. A, după ce sărbătorești. Nu cred că e chiar așa de împăunat și de sărbătorit. Primul lucru, în primul rând, când vei intra în acea instituție, trebuie să-ți faci o idee foarte bună ce se întâmplă în acea instituție. Încă nu știți ce se întâmplă? Știu ce se întâmplă, dar eu nu sunt acolo 8 ore pe zi. Da, știi ce se întâmplă? Puneți o cameră de luat vederi și vedeți 24 din 24. Știi ce se poate îndrepta. Iar al doilea lucru, voi face transparentizarea patrimoniului public a orașului. Bun. Și pentru că, iată, ne apropiem de sfârșit și am avea multe, multe alte întrebări, spuneți-mi mie și celor care ne privesc un mesaj, o promisiune, ceea ce considerați noastră că contează în finalul discuției noastre pentru ca să primiți votul pentru poziția de primar al orașului. Voi încerca și sper să-mi și reușească să fiu un primar corect și echidistant, așa cum sunt și eu, ca persoană,
și voi fi un primar al tuturor șumloanilor. Da, mulțumesc foarte mult, punem punct aici acestei ediții. 9 iunie contează, iată, contează mai mult decât unii consideră sau unii cred sau unii apreciază. Fiecare vot, așa cum spunea și dumneavoastră, contează. Da. Sunt Alexandra Roșu și vă încurajez să votați inspirat și asumat. Alege Transilvania!